Deși nu le-au mai fost decontate din luna iunie rețetele, farmaciștii nu au putut refuza prescripțiile care s-au emis peste valoarea de contract, nefiind stabilită o plafonare valorică a medicilor prescriptori. Vreau să vă spun că așteptăm de 3 luni de zile. Farmaciile toate stau cu rețetele în farmacii pentru că bugetul s-a terminat de la începutul lunii iunie. Și respectiv noi toate farmaciile au raportat zilnic consumul pe medicamente gratuite și compensate, însă în luna iunie nu am putut factura către casa de asigurări decât medicamentele, rețetele pentru diabet, oncologie și boli post-transplant, iar astăzi am fost informați de la casă că putem duce rețetele pe oncologie, boli post-transplant pe luna iulie. Restul rețetelor le avem în farmacie. Așteptăm cu toții rezultatele acestei rectificări care se vor concluziona în mărirea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate și în acest fel casa o să ne poată primi și nouă aceste rețete. Nu mai spun că azi e ultima zi a lunii august. De 30 de zile toate farmaciile liberează rețete. Sperăm însă cu această rectificare să se soluționeze o situație care nu a mai fost până acum în farmacii, în sensul că este a treia lună de când stăm cu rețetele în farmacie, deoarece bugetul casei care a fost alocat pentru medicamente gratuite și compensate s-a terminat foarte repede. A fost un buget mic de criză, s-a terminat foarte repede. Acest lucru nouă farmaciștilor ne provoacă o stare destul de neplăcută, în sensul că neputând primi aceste facturi, vă dați seama că cresc datoriile noastre către furnizori și nu avem încă siguranța când ni se vor primi aceste rețete, aceste facturi și, bineînțeles, termene de plată, că asta este cel mai important. Sunt deja unii furnizori care au blocat unele farmacii destul de multe pentru că sunt întârzieri mari la plată. Sunt întârzieri la plată, într-adevăr, pentru că așteptăm să ni se plătească jumătate din luna noiembrie anului 2009, vreau să vă spun. Deci acolo suntem cu plățile. Asta e situația în întreaga țară, nu numai la noi, la Dâmbovița. Cu toate economiile epuizate și fără a mai avea nicio încasare de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, farmaciile trebuie să se aprovizioneze cu medicamente pentru populație și să plătească impozitele, TVA, salariile, chiriile și celelalte cheltuieli necesare funcționării, spun farmaciștii. Indiferent care sunt motivele care au dus la blocajele financiare, bolnavii nu au absolut nicio vină ca să-și plătească medicamentele.